Wow, deci nu-mi vine să cred pentru că astăzi este ultima zi din an din 2023, care a fost un an pentru mine foarte, foarte tare. Da, nu băgați de seama, aici ce a făcut Arusel atunci, știți că Arusel mi-a a făcut el cu cadourile, cu alea, mi-a spart el calculatorul meu, vedem că mi-a pus altul nou, dar vedem că masa a rămas așa și aici geamul tot așa, dar în fine nu mai contează asta, vedem, o să-l facem noi acum în 2024, practic cum ar veni, o să-l facem anul viitor, facem și noi o mică glumiță, dar da, scrieți-mi și voi acolo în comentarii dacă așteptați 2024, dacă sunteți bucuroși pentru noul an. Eu sunt foarte bucuros pentru că eu zic că o să fie un an super super tare pentru mine. 2023 a fost cât de cât foarte foarte interesant, chiar mi-a plăcut, dar 2024 o să fie mult și mult mai tare. Dar acum haideți să mergem la Alice și la Darusel pentru că este revelionul de seară și trebuie să ne îmbrăcăm să mergem într-o locație secretă. Nu vă zic prea multe, o să vedeți după aceea pentru că o să fie ceva super super tare unde n-am mai fost niciodată. O să plecăm, o să vă zic doar atât. O să luăm avionul sau elicopterul și o să plecăm din oraș, o să mergem în altă țară și iată, vă zic. Dar hai acum să mergem la Darusel, să vedem ce facem ăsta. Bă, Darusel, ce fac? Da, ok, vedem că Darusel nu e acasă. Bun, timpul ăsta, bă, cum adică, mă, ce-a făcut, mă, ăsta a plecat, dar știți care este faza? Darusel nu știe, nici Ares nu știe, nu le-am zis unde mergem. Asta e chestia, unde fi plecat Darusel? Bă, dacă stau să mă gândesc, cred că Darusel acum, gata, mă, știu unde e. Ăsta s-a dus să facă el, mă, să se facă frumos de revelion, să se îmbrace, să se facă frumos la costum, să-și pună ochelarii, cum își lua el de fiecare dată, să-și facă freza, probabil, dacă știți că Darusel freza și-o face tocmai acolo, sus pe munte, dacă vă vine să credeți, dacă mai știți de atunci, în fine, nu mai contează asta acum. Hai să mergem la lift pentru că, bă, frate, trebuie să ne pregătim să fim foarte, foarte bine pentru că după pierdem elicopterul și nu o să mai ajungem absolut nicăieri dacă, da, în fine, nu mai contează. Vedem că este frumos afară, bă, cam arată soare, dar e zăpadă, pe aici ninge cât de cât. Bă, mai, but, what? Nu mai ninge? Băi, parcă ningea, what? Ok, foarte, foarte suspect, dar hai să mergem acum la Alice să vedem care este faza. Alice! Alo, ce faci, bă, Rafaele? Ce să fac, Alice? Tu ce faci aici? Te-ai îmbrăcat? Uite ce la dansa, de unde ți le luam, Alice, că vreau și eu. Păi e secret că numai eu am voie să păr de-asta de Revelion. Ok, Alice, vezi că arăți interesant, dar tu ce faci pe aici, Alice? Că trebuie să mergem de Revelion, Alice, știi că o să mergem, adică nu zic prea multe, dar ce faci după aici? Păi, uite, făceam ultimele retușuri ca să fiu gata să plec. Te făceai tu, te machiai, te făceai chestii, da, să dă fete, în fine, ne interesant. Bă, Alice, da, știi ceva despre Darusel? Că văd că Darusel nu prea e acasă, adică trebuie să mergem, să plecăm, pentru că vreau să mergem într-un loc secret, vreau să plecăm din oraș, atâta zic momentan, dar... Alo, cum adică să plecăm? Că eu aveam planuri, trebuia să merg la bunici cu mama. Și trebuia să mergem să pregătim acolo de Revelion, să fim la artificii. Ales pe seara simpli. Eu v-am pregătit o surpriză, am luat niște bilete, trebuie să mergem într-o locație, sunt patru locații diferite. Vreau unde alegeți voi acolo să mergem. Deci fii atentă. Vreau să zic de acum. Adică nu zic de acum. În primul rând vreau să te întreb dacă știi ceva, dar să le și după să spun. Dar stai așa că trebuie să sun părinții să le zic că nu mai vin, că eu de-aia mă pregăteam să plec. Ok. Mamă, deci Alice vedea. Deci Alice facea ca de fiecare dată. Mai știm și Alice anul trecut de fapt. Acum că n-a trecut încă 2024, dar în fine, știți că Alice de 1 decembrie a fost ea cu familia, cu toată lumea de ziua României, practic, și acum vedem, da, mă, să dăm și noi puțin să cânte ăsta, ia, mai cântă, mamă, mai cântă, bă, dacă am urât e bradul ăsta, în fine, nu mai cântează asta. Bă, Alice, ce faci, bă, Alice, gata, ai vorbit? Da, gata, am vorbit, s-a supărat pe mine, nu cred că mă mai primesc la anul, dar, na, hai, zi mai rapid, unde vrei să mergem? Păi, în primul rând, unde e Darusel? Asta e întrebarea mea, știi ceva de el? Nu știu, de unde vrei să știu dacă a stat aici toată ziua? Păi, nu știu, probabil o fi venit pe la tine, ți-a spus ceva, nu știu, habar n-am, că am dormit până acum. Nu mi-a zis nimic, ce să zic, că crezi că mai trece el pe la mine? Mi-a omorât și unchiul Fred, atunci mai ții minte, nu mai? Da, când l-am omorât fix aici, l-am omorât în fine, că ce el, că e cu Moș Crăciun, că nu știu ce, dar în fine, Alice, fii atentă. Hai să mergem puțin afară, că vreau să spun ce trebuie să facem noi astăzi, Alice, pentru că este ceva foarte, foarte tare și nu o să regreți absolut deloc. Să-mi zici bine, că o să plecăm din oraș, unde crezi tu că o să mergem, Alice? Eu sincer zic că mă duci la tine, în sat undeva. Păi nu, că adică nici nu mai știu unde stau pentru că Darusel m-a dus aici cu forță și eu nu știu cum să ajung înapoi unde am fost. Adică nu știu dacă știi povestea, dar practic dacă ești fană nebună ar fi trebuit să știi povestea. Știi că Darusel, el mi-a dat somniferic ceva și dintr-o dată m-am trezit în casa bunicii lui. Da, eu știu, mă, povestea. În fine, hai zi acum unde mă duci, că eu ți-am zis unde cred. Deși atentă, prima oară vreau să așteptăm să vină și Darusel, dar o să spun ție înainte de toate, ca să-i spunem și lui Darusel și după să ne hotărâm că o să mergem acolo. Trebuie să mergem la aeroport, să ne luăm un avion sau un elicopter, nu știu exact ce o să luăm, dar vreau să spun atât. O să mergem, avem la dispoziție 4 țări la alegere unde putem să mergem, Alice. Tu unde ți-ai dori așa? Înainte să zic eu țările, unde ți-ai dori tu așa, gen tu așa după tine, unde ai vrea? Adică poți să zici orice țară, anume, nu o să spun eu, după o să spun care sunt alegerile. Vreau în America, încă de când mă știu. În America? Bă, Alice, vezi că e ceva de genul, pentru că hai să spun acum. O să avem de ales între New York, care este în America, avem
avem palatul acela, Casa Albă sau cum se mai numea, Alice din Washington, avem care este tot în America și mai avem Parisul, la știi, acolo, la Paris, la statuia aia, la turnul Eiffel, la toate chestiile astea Alice și mai avem încă o locație în Londra, știi unde e roata aia frumoasă, totul foarte frumos acolo, cu apă, cu chestii Alice. Unde ți-ai dorit tu din astea patru locații, unde ți-ai dorit tu, după tine, dacă ar fi așa să luăm? În America! Ce, în America? Ah, ok, deci în America, bă, Alice, sincer, nu știu, eu sincer aș vrea undeva în Paris sau în Londra, sincer, mi se pare mult mai interesant, am văzut și pe internet niște recenzii, niște chestii și mi se pare mult mai interesant acolo, atât îți zic. Ok, lasă că vedem când suntem toți. Da, când vine și dar să-l pui Alice, atunci unde ți-l luat ăsta, că vreau și eu să-l cumpăr, l-ai luat de la un magazin ceva sau ai și tu niște de-asta, că aș vrea și eu să-l cumpăr, sincer. Eu zic, dar nu râzi, da? Zi. Mi l-a trimis bunica. Ah, ți l-a trimis bunica, pe foarte frumos, de ce ai vrea de Alice, pe bune? Eu știu. Ok, bă, da, mai vreau unul prin plus, ia du-te prin casă, poate îngăzi și mie, că aș vrea și eu să-mi iau o haină de-asta, mi-ar place, mi-ar prinde foarte, foarte bine, că nu vreau să stau așa, vreau să fiu mai frumos așa de revelion, știi, să mă prindă mai bine, bă, știi ceva? Eu cred că am haină de-asta, dar nu știu dacă am pantaloni. Nu știu, orice, Alice, orice, du-te să cauți acolo și eu te aștept aici, ok? Ok, foarte, foarte frumos, ok, deci este bine că ne îmbrăcăm și noi, că știți, dacă s-a îmbrăcat Alice, să îmbracă și Darusel 100%, că de-asta nu cred că e Darusel acasă. Și știți care este faza, bă, trebuie să ne facem foarte, foarte rapid să fim și noi frumoși, să nu fie doar Darusel și cu Alice îmbrăcați, să fie și o seară bine, că frate, o singură dată sărbătorim trecerea între an, bine, o singură dată pe an, pentru că, na, știți, acum 2024, abia aștept, chiar sunt curios cum o să fie anul, dar trece timpul foarte, foarte repede, nu știți, credeți și voi acolo, dacă voi credeți la fel. Gata, Alice, mi-ai adus ceva, mi-ai adus? Da, uite că ai avut noroc că mi-a trimis una, era normal pentru fratele meu, dar ți le dau ție, că okay, nu cred că mai ajunge el. Ok, mamă, deci fix la fel ca tine și ăștia sunt pantaloni, mamă, Alice, bă, arată genial, chiar îmi place, sincer, chiar îmi place, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Bun, mă bucur. Da, ok, pe ce acum ce trebuie să facem, trebuie să-l așteptăm pe Darusel, bă, nu știu, hai să mergem la mine acasă să vedem dacă o fi venit Darusel și dacă n-a venit, îl așteptăm pe acolo, ce zici? Bine, hai să mergem, hai să mergem, hai că trebuie să ajungem o leacă mai rapid, știi, că, na, hai. Mă, peste tu nu mai mașina, Alice, ce faci cu mașina aia? Bă, ce faci, mă, cu taxiul, Alice, așteaptă-mă. Da, uitați-vă la Alice, pe bune, cu cine fac eu revelionul, sincer, scrieți-mi acolo, dacă are rost să mai fac revelionul cu Alice și cu Darusel, că sincer nu știu ce să zic, dar aia, sunt prietenii noștri, trebuie să-i acceptăm și mergem acum acasă să vedem dacă Darusel a venit, pentru că, frate, trebuie să mergem să prindem avionul sau elicopterul, nu știu ce o să luăm, să mergem unde vrea și Darusel, eu zic să mergem în Paris, dar scrieți și voi acolo în comentarii unde ați fi dorit voi să mergem așa, după ce v-am spus eu de locații, de Casa Albă, de New York, de Paris și de Londra, unde ați fi dorit voi, după voi, ce aveți voi așa în plan, sincer, în capul vostru, scrieți-mi voi acolo în comentarii. Hai, mă, Alice, bă, unde pleca, Alice, ce faci acolo, Alice, ce faci acolo? Du-te tu, că o să intru eu peste voi. Ok, am bine, nu înțeleg ce vrei să faci așa, dar în fine, hai să intrăm acum, bă, dar nu știu dacă a venit, dar în fine, hai că mă duc eu acum, bă, Darusel, ai venit, mă, alo, Darusel, îmi pare rău, îmi pare rău pentru ce să fac porchi, îmi pare rău, bă! Bă, Darusel, tu și de revelion type oricum? Da! Ok, Darusel, bă, unde-ai fost, bă, acum te-ai făcut, te-ai costumat, ce ți-ai făcut, Darusel, te-ai dus să te tun, ce-ai făcut, mă, Darusel, bun acum tu? Da, uite, bă, Rafale, uite, da, am fost să mă întun, mi-am luat costum, am tăiat porc, uite, ia, unde mai, în fine, nu mai cutează să, dar fii atent, bă, Darusel, te-ai îmbrăcat foarte, foarte frumos, pentru că astăzi, Darusel, o să mergem, mersi, o să mergem într-un loc foarte, foarte special, Darusel, unde n-am mai fost bun acum și o să zic sau zici ceva? Am intrat peste voi și vă jefuiesc dacă nu-mi dați acum toate biletele către America. Ia de aici. Da, uitați-vă la Darusel și la Alice, bă, bune, doamne, bă, ce faci, mă, dacă pierdem avionul, bă, Darusel, Alice, veniți încoace repede că pierdem avionul, Darusel, ia Alice, mă, tu nu se da. Urcați, hai să mergem, mai urcați. Unde să mergem, mă, la ajută? Pe unde să mergem, mă? La aeroport. În fine, hai că merge, lasă că vă zic eu, Darusel, unde... Da, uitați-vă puțin, n-am ce să mai zic, sincer. Bă, alo, ce faci? Alice, ai ceva să ne spui? Ai ceva să-i spui lui David, al tău? Ce? Da, eu mă uitam la ochelare lui, că uite ce ochelare are. Da, Darusel, zici că e ăla din Tag Life, din alea. În fine, mă, fiți atenți, am ajuns aici, uitați. Mă, stai un puțin, Darusel, am ajuns aici, uitați-vă, foarte, foarte frumos. Am ajuns la aeroport, Darusel, și fii atent, după cum poți vedea, aici avem roata aia, adică să mergem ori în Londra, Darusel, ori să mergem în turnul Eiffel, la turnul Eiffel, gen în Paris, ori să mergem da, în... Eu vreau la Paris, stai, eu mă apelă Darusel, dar nu mai
mai știu nimic. Pa! Vrei la Paris și eu vreau să puțin, dar să le fii atent, fii atent, că în afară de Paris mai avem aici, mai avem New York, dar să mergem în New York sau la Casa Albă în Washington, dar să le. Ce părere ai? Unde ai vrea tu? În Londra, în Paris, New York sau Casa Albă? În Paris, bă, Rafale, fii atent, eu vreau în Paris ca să mănânc un cracra, un croissant, cracra. Da, un croissant din ăla. Ai okay, talking about right over there. Mă, ce? What I don't not understand what you're talking right now. Ești american acum, mă, Alice, tu vrei să te duci în America, mă, dar fii atent, dar să le, și dar să le de partea mea, deci trebuie să mergem în Paris, pentru că și am zis Paris, pentru că în Paris și Londra am auzit eu că e mult mai șmecher, arată mult mai interesant, sincer, așa mi se pare mie și o să mergem în Paris. Oui, oui, eu deja plecat la aeroport. Ok, deci am dat-o pe franțuzească, pe chestiile genul, în fine, acum trebuie să așteptăm elicopterul nostru, pentru că din câte am înțeles, o să vină un elicopter, da, uitați-vă și la Darza și la Alice, abia aștept să vină elicopterul, că cu ăștia nu se mai poate. Hai să mergem acum la lift și să coborâm direct la elicopter, pentru că o să mergem în cel mai șmecher loc, la Paris, unde să ne petrecem revelionul și o să avem cel mai șmecher foc de artificii, dar să zici cu Alice. Asta zic, haide! Yeah! Stai! Mamă, bă, dar să le uite-te puțin unde ajunge, bă, că mergem direct în Paris, uite, turnul Eiffel este fix aici, bă, cum am Hai, urcă, hai, bă, Rafael, deci prea gras, bă, Rafael, ești prea gras. Dă-te, bă, ce, bă, dar să le lasă jos, bă, gata, stop, jos, dar să-l jos. Da, uitați-vă cu cine am venit aici, bă, dar să le ce-ai făcut, bă, alo, ești bine, gata. Da. Așa, mă, uite-și pe Ali, bă, Ali. Eu să știu să controlez, ajutor. Am înțeles, sunteți doi fraieri. Asta am să vă spun atât, sunteți doi fraieri. Uitați-vă puțin, am rămas aici singur. Mai avem foarte puțin, pentru că o să vină focul de artificii. Bă, dar să-le Alice, veniți, bă, înapoi. Ok, uitați-vă puțin, cu cine am venit eu aici. Eu, mă, practic, sunt aici la Revelion singur. Nu mă sunt cu nimeni, dar să-l cu Alice nu vor să vină. În fine, vedem că aici este numerătoarea inversă, care o să înceapă la 0000, când o să fim în noul an. Și ce cum să apese pe un buton aici cineva. Și după aceea, după cum puteți vedea, aici, în spate, unde este turnul Eiffel, o să iasă foarte, foarte multe artificii super, super interesante. Și abia aștept, bă, da, unde a plecat, mă, ăștia? Bă, alo, Alice, dar să el, bă, care-i, alo, bă, ce, Alice, ce faci? Eu, uite, bine, am uitat și mă uit și aici, la ceas. Ok, așteptam aici, dar să le coboară, fiți atenți, veniți în coace, bă, stai, bă, lasă puțin, fiți atenți, veniți în partea asta, bă, da, uite-te puțin la Alice, bă, dar să le, ce aveți, mă, dar să le, bă, și de Revelion sunteți așa, nu, aveți energie în voi foarte, foarte mare, nu puteți să stați locului aici? E nebună, bă, Rafael, e nebună, lasă, că e cu capul. Bă, dar să le, uite-te puțin cât de mișto arată locul ăsta cu copaci ăștia așa frumoși aliniați. Nu mai pot. Am notat și am înghițit un pește. Cum adică ai notat, mă, unde să nu-ți bani? Alex, tu răspăți, mă, unde să nu-ți bani, tu te auzi ce spui? E un lac. Unde, mă, unde, ia, ce lac e, mă, Alex, acolo, ia să ne uităm, unde, lac, unde, mă, dar să, de unde știi tu, de unde știi tu, adică unde, uite aici, ia, mă, ce lac, mă, mă, dacă de mișto arată Parisul, frate, chiar îmi place, bă, dar noi nu trebuia să călcăm pe aici, dar, în fine, am luat și noi, vin pe asta, n-am să mergem pe Unde? A, aici, mă, a, pe și înghețat, mă, ce are, mă, lacul ăsta, bă, înghețat, Alex, înghețat sau ce? O să vin să te salvezi. Bă, gata, uitați-vă cu cine am ajuns. Bă, știi ce, n-aș prea că ne-au luat oamenii aia, că au zis să nu stăm cu astea aici și noi nu putem să stăm, nu mai avem astea de Crăciun. Alice a zis că aici nu se ține, nu știu. De ce? Dar de ce ne le-au luat, mă, Alice? Pe bune, tu nu vezi că nu mai suntem îmbrăcați? Ia și ne îmbrăcați frumos acum. Da, eu am văzut numai că eu vreau să mă cazez la hotel. Să te că da. Mănec. Bă, dar să le gata, nu-i amuzam. Vino aici că nu-i amuzam. Gata, dar să el. Treci, mă sus, hai, urcă sus. Gata, termină-te, dar să le. Hai foarte, foarte frumos. Iată. Hai, mă. Bă, da, ce, mă? M-am necat, bă, Rafale, bă, eram în apă, bă, Rafale, nu mai pot. Ok, am înțeles, dar Arsele, bă, dar fii atent, stai puțin, că am văzut ceva, mă, ce e aici, e metro sau ce e aici jos, dar Arsele, că am văzut un loc aici foarte, foarte interesant, vreau să mergem, dacă Alice a plecat, nu știu care stau, mă, ce e asta, opa, mamă, ce mișto și aici, în fine, hai să vedem toate astea, bă, dar... Rafale,
vino, Rafa, Rafa, fii atentă, vino, vino, vino. Nu, nu mă lasă. Să știți că ăia de la hotel sunt foarte răi și nu mă lasă să intru. Ok, am înțeles. Mamă, de ce ești în toaletă? Ia că mă duc și până la toaletă. Mă, cum au ăștia toalete? Opa, opa, cât de interesant. Mamă, cât am ăștia. Mă, păi, uitați-vă puțin. Uitați-vă puțin. Deci la toaletele ăstora voi nu puteți să închideți aici, n-aveți intimitate. Dar să le vină să vezi, vină să vezi. Dar să le că nu vine să crezi. Deci, uite, uite. Să le intre peste mine. Bă, Alice, aici e de băieți. Ce cauți aici? Nu, ia pleacă, ia pleacă. Ok, ok, gata, gata, o să, hai să plecăm de aici pentru că o să înceapă focul de artificii imediat, mai este foarte, foarte puțin, bă, frate, vine, revine, nu vine să cred așa ceva, scrieți-mi acolo în comentarii dacă abia așteptați să vină noul an, dacă sunteți bucuroși sau ceva de genul, dar hai să ne mai uităm, bă, ce se mai aflăm aici, bă, dar să-l Alex, veniți-mă încoace, veniți-mă încoace, fiți atenți că am găsit niște chestii super, super interesante pe aici, nu știu care este faza, sunt niște magazine sau chestii de genul, hai să vedem, că și pe aici, bă, eu nu știam că aici sub turnurile ferul se află niște magazine și chestii de genul, ia mă să vedem, ce se află pe aici, bă, nu prea înțeleg ce pe aici, ceva bibliotecă, ceva, prin partea cealaltă, ia să vedem și pe aici, nu sunt niște chestii, mai sunt niște mese pe aici, ok, aici ce sunt tonomate, mă, ce sunt astea, dar să le? Ce, Rafa, ia fi întâlnă, ia intră, ia intră, ce intră? Cum să intru? Unde să intru, unde să intru? Ce să fac aici? Bă, dacă mă dă aici, dar să le, bă, ia fi atent, ce fi atent, mă, ce interesant este aici, bă, dai chiar mișto, ia, dacă sărim prin partea asta, ce mai aici, tichet, că, fii atent, cred că putem să urcăm aici sus, bă, pe turnul Eiffel sau ce fate genul, bă, dar să-l putem să urcăm sau ce sunt astea pe aici? Ce mă, ce? În fine, nu mai contează, dar eu din câte știu că parcă pot să urci pe aici, dar pe unde putem urca, întrebarea mea, pentru că nu prea văd pe unde am putea să urcăm, dar știu că... Alo, mă auzi, așteaptă-mă, bă! Gata, te aștept, mă, dar să ne bătăm unde e Alice? Dar chiar, bă, dar chiar, ce am, neam. Bă, dar să le hai să mergem acum, pentru că o să începem focul de artificii, poate Alice a dus deja acolo, poate Alice a dus deja acolo, bă, dar să începem să vedem și noi focul de artificii, că de aici o să le vedem, n-aș putea să le ne fix acolo din față, pentru că o să fie cel mai șmecher foc de artificii, dar să le cel mai șmecher revelion de până acum, mă ce fac, da, uite, să văd, hai că mergem acolo în față, să vedem cum o să fie și la mulți ani 2024, vă zic de pe acum, la mulți ani tuturor, da, vă zice și dar să la mulți ani, venim aici în față și acum, hai să așteptăm aici să înceapă numerătoarea de 10 secunde când o să dăm drumul la artificii, bine, nu dăm noi, o să dea oamenii, practic, de fapt o să dea, dar să le fii atent că putem să, mă ce fac, mă, vin aici, fii atent, dar să le vin aici, ca aici, fii atent, este butonul ăsta și poți să dai tu, dar să le, dar trebuie să mai avem alea 10 secunde să așteptăm acum pe fericit să aveți parte de multe bucurii, să se îndeplinească tot ce vă doriți, ceea ce vă doriți, dar să-l ce îți dorești, mă, tu de la 2024, uite cât de frumos, dar să-l, uite cât de șmecher să vede totul, dar să-l, ia stai, mă, bă, ce, dar să-l, dar să-l, apiut, gata, gata, dar să-l, ce îți dorești tu de la 2024, dar să-l? Eu nici fetele, bă, eu îmi doresc un burger, vreau, un burger cu de toate. Un burger, ok, ok, da, super, super tare, interesant, dar să-l, eu îmi doresc de la 2024 să dea oamenii acolo like la videoclipul acesta, să facem cât mai multe like-uri și scrieți acolo în comentarii ce farse vreți să mai facem, pentru că vine 2024, trebuie să le facem farse lui Darkseid și lui Alex și abia aștept, sincer, a fost super super tare astăzi, chiar mi-a plăcut, la mulți ani tuturor, la mulți ani, un an nou fericit și să vă bucurați de tot ceea ce doriți, să sperăm că o să fie un an super 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 interesant și Darkseid, ai un mesaj așa de final de an? Eu vreau să zic că dacă nu mâncați burgeri, o să muriți. Ok, am înțeles, bă, așteaptă, de fapt l-avem pe ăsta, ce puta, unde e Alice, întrebarea mea? În fine, scrieți-mi acolo în comentarii dacă voi știți unde e Alice, bă, bune, dar se l-a plecat, da, drumul, s-au terminat artificiile, Alice a plecat, nu știu care este faza, dar da, anul fericit, la mulți ani 2024. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.